10.000 de vouchere sociale au fost blocate. Surse din coaliție precizează pentru știri pe surse.ro că ministrul investițiilor și proiectelor europene, Marcel Boloș, a anunțat că au fost blocate 63.000 de vouchere sociale pentru că beneficiarii cumulau venituri de peste 1.500 de lei. Astfel, pe viitor, doar beneficiarii de pensii sociale de 1.000 de lei vor primi voucherul de 50 de euro. Sursele citate mai menționează că se fac confruntări permanente cu reprezentanții ANAF pentru a vedea dacă mai sunt și alte situații de acest gen. În cazul în care vor fi descoperite nereguli, voucherele vor fi blocate.